Mănânci când n-ai și dragoste când vrei. Așa purta Badea Mihai, acum jumătate de veac, aparatele de proiecție, din căruță în căruță, din sat în sat. Fie iarnă, fie vară, fie ploaie, fie vânt, fie zi, fie noapte. Se înfrățise cu drumurile ca să le ofere oamenilor din satele din împrejurim bucuria de a vedea un film. La șos pentru copii este. Și ca pe urmă seara la 9:30, așa la... De la 16 ani. Pe la 1953, Mihai Ermac din Pârlița Ungheni a hotărât să devină mecanic de cinema. În acele timpuri zbuciumate de după război, foame, represii și alte nevoi abătute pe capul moldovenilor, când încă lumină nu era decât la Sovietul Sătesc și poate la Casa de Cultură, când televizoarele erau de domeniul ficțiunii, când lumea se aduna pe la sărbători să danseze în jurul bătrânului patefon, Badea Mihai era așteptat ca pâinea caldă. După război, apoi în club erau patru lămpi de gaze, că este patru lămpi, le puneam așa ea, și cu patefonul, și puneam și... Dacă asta, mă tin cu o reșită aici, nu vreau să lucrez. Tot la film, Badea Mihai și-a întâlnit consoarta, pe mătușa Eudochia, cea cu care a împărtășit pasiunea pentru film. Împreună au lucrat tot șirul anilor. Mătușa Eudochia vindea bilete, iar Badea Mihai proiecta filme. Gata! Iată și primul aparat de proiecție cu care a lucrat Badea Mihai. Se chema Ucraina. Degetele lui încă nu l-au uitat. I-am trecut vă câțiva ani, dar n-am mai uitat. E ca așa aici. Pui și... Așa. Coace. Chiz, obiectiv. Acum aparatul se păstrează la Muzeul Satului Pârlița. Însă cândva, el avea în viziunea consetenilor puteri demiurgice. Asta după adunarea colhozului. Președintele m-a rugat, hai te rog să-i spui apărătura și să le arăți un film fără plată. Și apoi de la deal aici după club, am pus pe perete, așa, pe ecranul la perete, am pus apărătura și apoi oameni, bătrâni, femei, vineau la adunare, vineau mulți atunci. Iar, și taman un film era de război și vineau un tank. Vine, până de-am așa i-a dat niște femei, s-au sculat și pe fugă de acolo. Dar și atunci știu și nu mai e ca la club, mai vedeau ceva și când vine la club, vedea lumina asta, era pe ceva, ceva, da. Și nu i-a fost ușor tânărului mecanic. Avea o viață de hoinar. Mânca unde apuca, dormea adesea în sala de cinema, pe laiță, căci filmele se terminau noaptea târziu. Era făcut gazete, Potșiuc se chema, și apoi știneam gazetele și alea. Și apoi luam ceva vălit o materie acolo și ne văleam și așa și timp până. Nu știu, și ne ține, dar e ca ne ține la film, așa, sunt că de prindere, ori și nu știu. Peliculele ajungeau să cântărească cam 20 de kilograme, fapt pe care brațele lui Badea Mihai nu l-au uitat nici până azi.
lucram la un sat aici, Todirești, era aproape. Poșta era în margine, dar clubul era tocmai de 3 km. Și apoi luam, prineam 10 bănci. Și apoi luam două și le ducem undeva de 300 de metri ca să le văd pe celălalt. Și avem cât mă văd, ne venim după celălalt și tot așa până la club. În lunga lui viață de mecanic de cinema, Vadea Mihai a reușit nu doar să proiecteze sute de filme, schimbând pe parcursul anilor parametrii tehnici ai aparatelor de proiecție, formatul peliculei, mijloacele de transport, dar a mai reușit un lucru important. Împreună cu soția sa și alți pârlițeni, a construit o sală de cinema și o cabină de proiecție pentru conseteni. Dar unde să lucrăm? Că trimite prin sate să-mi. Dar prin sate, dar mă știți cum era. De nu era... Greu era ca să te duci, ca să vii de prin sate. Am cumpărat o motocicletă. Cumpărat a doua motocicletă. Și numai cât pentru ca să poți câștiga leafă, să poți câștiga pâine. Și atunci ne-am apucat și am făcut aici. Am lichit, am varuit cu mâinile. Acolo era cabina de proiecții. De acolo se proiecta drept aici, era ecran. Aici avem o ușă ieșire, că nu se dă de voie. Trebuie să ieșim în două părți de întâmplare ceva. Apoi aici era ușă și aici. Aici vindem bilete, aici închidem. După ce se începe filmul, tăți la film. Și cum pe atunci se cerea îndeplinirea unor obiective importante în toate domeniile de activitate, familia Ermac avea de realizat un plan la vânzarea de bilete. Cam complicat, dat fiind costul lor mic. Pe aici era 20 de cafei și film acolo, copii, ăsta, 5 capiși. Ca să facă planul, aveau nevoie de spectatori mulți. Bătrânii au muncit asidu pentru modestul salariu de 45 de ruble. În schimb, au obținut pentru o sârdea lor o sumedenie de diplome. Dar ce e mai important este respectul oamenilor din sat și satisfacția de a fi trăit o viață plină. Eram așa atașați amândoi. Nu mai știam de casă că trebuie să facem încă ceva și acasă. Facem noapte, facem cumva, dar dacă era vorba ca să venim la kino, gata. Pare genic că o trecut viața, nu știu cum, în fericire, în veselie, în altfel. Tare genic de trăie pe pământ, dar pe urmă de-am acolo nu e nic să zic cu tine. Dar aici, eu cum mă uit alții, că zice, te duci, tot te duci, nu știu ce. Să lasă mai până la dus, dar trebuie să trăiești, să faci un folos, ceva, și asta nu e nică. Sunt că n-au bucurie de a trăi pe lume. Eu numai să trăiesc, știi, să văd, să ceva din nou. Eu te mă uit cât este tehnica mea nouă și tot mă interesează. Ultima dată familia Ermac a proiectat film în 1995, după care au ieșit la pensie, iar epoca cinematografului rural a intrat în umbră. Așa cum Vadea Mihai are în săraiul lui ultimul aparat de proiecție cu care a lucrat, l-am rugat să ne aranjeze o proiecție în propria curte, așa cum o făcuse într-o vară prin anii 70, când neavând sală de cinema, se hotărâsere să adune satul la film în perimetrul ogrezii lor. Agățau ecranul în poartă, iar lumea își lua bilet și se așeza frumos pe osloane. Copiii de obicei își ocupau locurile prin pomi, picând pe la sfârșitul filmului după miezul nopții. Așa, sub cerul liber, au văzut pârlițenii operele cinematografiei mondiale pe poarta lui Vadea Mihai. Mahalajele se mai uitau de pe prins, până acolo se uitau la kino seara. Ei, da, câți acolo pusând, dar restul vineau chiar de interes, de... Se vadă. Eu supraîmplineam planul și-al care dai ea, dar ei chiar sunt erau și directorul râdea, și cum așa poți, dar cum dai tu bilet? Să chiar că vin pe poartă și da. Acesta a fost portretul unui mecanic de cinema și a soției lui, care n-au nimerit întâmplător pe afișul cronografului. Le admirăm dragostea pentru film, îi apreciem pentru că timp de 50 de ani nu au întârziat la nicio proiecție, chiar dacă ajungeau cu căruța acolo. Pentru că au frământat lutul destinat construcției unui cinematograf cu mâinile lor, pentru că au proiectat filme chiar pe poarta unei curți țărănești, pentru că în sala de cinema au făcut oamenii să plângă, să râdă, să simte și să freamete, pentru că au picurat în inima fiecărui spectator un pic din pasiunea lor pentru marele ecran. Ecran care la o adică poate fi și un simplu cearșaf.
Tugging that, 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 tug